din vecini și dronele rusești tulbură liniștea și ridică praful gros de pe ulițele localităților de la Dunăre. Uitați dintotdeauna la marginea civilizației, localnicii au ajuns în câteva zile personaje principale în jurnalele de știri din toată Europa. Vieții oameni care încă mai beau apă din Dunăre și merg pe drumuri de pământ stau acum cu frica în sân și cu ochii pe cer ca nu cumva să se întâmple vreo nenorocire. Între timp, autoritățile emit, bineînțeles, avertizări alert și le recomandă oamenilor să meargă în beciuri dacă se întâmplă ceva sau în buncărele improvizate pe ultima sută de metri de militari. Mamă mia! Ținte bine! Wow! A lovit una în aer. Hai să mă... A lovit-o chiar lângă noi, a lovit-o. S-auzea cum vinea vuitura, zic, acum vine, zic, și nu vine nicăieri de rec la mine aici. Nu pot să mă dimiș noaptea din cauza bubuielilor, din cauza pricii, din cauza... Pot să sară gardul și la noi. Că să ne ascundem în beci, care au beciuri, să ascundă în beciuri că e pericol. Asta dar care persoane au beciuri? De exemplu, poate puțină lume are beciuri. Deci unde mă ascund eu care eu nu am? Unde mă duc? Pe stradă? Unde mă ascund? V-ați gândit să plecați? Nu. Nu, dar ce să plec? Cum vrea Dumnezeu de sus. E să murim, murim. E să trăim, trăim. Ne fric. Pur și simplu ne fric. Ceea ce am văzut aseară a fost ceva de că am zis că gata, direct vine la noi aici. Prima lovitură, în momentul când am ieșit, de acum era flacără și foarte multe reflectoare de lumină. Te trezești din somn și să te sperii, nu știi ce vine. Și ne-am uitat și am auzit, citit acolo somnoroși și asta și după aia am auzit bombă. Cum a bubuit odată tare, după aia iar mai încet și ne bate inimile. Zic că stăm mai de cap cu spaimă, spaimă și spaimă. Dacă ajunge până aici înseamnă că începe al treilea război. Delta Dunării. Până mai ieri, aici, numai păsările, vântul și valurile Dunării sparte de mal se mai auzeau. Era un loc liniștit, atât de liniștit încât aproape se ștersese de pe hartă. Oamenii obișnuiți cu nevoile și sărăcia aveau rostul lor și nu credeau că vor ajunge personaje în războiul altora. Nu ne atacă nimeni, oameni buni. Haideți să liniștim populația, că o luăm razna cu toți. Nu ne atacă nimeni și nu ne atacă nimeni. Au sărit niște rămășițe dintr-o dronă care a fost lovită de către armata ucraineană. Suntem în Plauru, un sătuc tulcean în care nu poți să ajungi decât pe calea apei. Adevărul este că puțin știau și cum să pronunțe corect numele localității, însă acum e mai titrat în presa națională și internațională decât București. Asta după ce aici s-a prăbușit întâia dronă kamikaze, folosită de ruși pentru a bombarda portul ucrainean Ismail, așezat pe malul celălalt de micuțul sat românesc. Toată țara vorbește de Plaur. Da, Plaur, acum e vedetă. Vă gândeați vreodată? Nu, nu ne-am gândit. Mai bine să fie liniște decât să fie așa toată ziua, bună ziua. Când, în zoleala asta. Când unul, când altul, ne-am săturat de acum de o lună, de când tot primul bombardament a fost, pe urmă a fost al doilea, a fost al treilea și... Și al treilea? Da, miercuri a trecut. Da, ia spuneți, când a căzut prima dronă? Ce zic oamenii din localitate, cu adevărat? Ei, prima dată ne-am speriat, că ne așteptam că o să facă Putin așa ceva. Nu știam. Deci mereu vă gândeați. Domnule, e o chestiune de timp, odată și odată trebuie să se întâmple. Da, ne-am gândit, dar ne-am speriat prima dată, dar acum ne-am obișnuit. Că sirenele sună zilnic, zilnic, și azi de dimineață au sunat într-una. Deci nu cântă cocoșul cât sună sirenele aici. Da, cum? Drum bun, dar nu spun pentru ce. Cu siguranță nu pentru mașini, ci pentru tancuri. Vedeți, nu mai praf și piet.
Drumurile, că vai de ele. Vai de ele drumurile. Trebuie să merg numai la relantiv sau mașinile le rup, le faci praf. Și de când sunt așa drumurile? Întotdeauna. Întotdeauna. Și n-a făcut nimeni niciodată ca să le schimbe? Vine, râcăie cu tractoarele, nivelează și pleacă. E pregătit de război drumul ăsta. Ca să nu poată să înainteze rușii. Să nu vină cu tancurile. Da, băi, da. Praful albește verdeața și mașinile. Este unicul drum către comuna Ceatalchioi, de care ține satul Plauru, locul unde de câteva zile se aud mai des sirenele aeriene de pe țărmul Ucrainei decât cântatul cocoșilor. Gălăgii, faci pe scoală din somn, câinii. Dai drumul la cățel afară, după aia fugi înapoi în curte. De frică? Da. Te sperie. Ce e pe acum? Au. Cel mai greu a fost când a început război, atunci, când bătea și cloapte, acum nu mai bat. La ce e? Pentru atac aerian? Pentru ce? Da, dar cine știe. Dar v-ați obișnuit cu ele? Da. Nu mai bagi în seamă. Adică nu vă e frică de faptul că acum ar putea fi un atac aerian? Nu, e ca aia sau, dar nu dau aia drumul la ziua, că le, bă, noaptea mă lucrez. Dar dacă auziți aceeași alarmă noaptea? Păi ce-ți faci? Stai în casă, ce-ți faci? Ce să iese afară după aia? Vă faceți un bunker? Da, îl bag în beci, poate ca din beci și după aia nu mai mă găsesc. Facem haze de casă. Una chiar sau ne? E nimic, când încep toate. Aoleu. Vezi, poate te vede și trage un cartuș în beci. Hai, vrăși. Se aud și alarmele și cocoșii. De când resturi de drone au căzut peste tot în jurul satului, oamenii nu mai au liniște. Trăiesc cu frică și tresar la orice sirenă, alarmă sau zgomot mai puternic. O țin așa de o lună de zile și spun ei, le-a trebuit ceva vreme până ca cineva să-i creadă că ce văd ei nu e lucru de glumă. S-a auzit o explozie foarte puternică. E diferit față de celelalte care au fost în portul Ismail. Și a doua zi am vorbit și cu primarul, am sunat la poliția de frontieră, cu domnul comandant și dânsul a sunat mai departe și el, nu știu ce zice, așa, după aia a venit un primar, s-a dus cu poliția pe acolo și până la urmă au găsit. Fusese doi băieți cu un Duster și s-au dus pe acolo, s-au învârtit, dar n-avea cum ei să găsească, trebuia cu drone, uite acum au venit cu drone, umblă cu fel de fel. Și au dat interesul acum. Acum da. Dar atunci am zis că cât au stat la căutări? Da, nu știu dacă a stat 40 de minute, o oră. Păi și cum să găsești în stufărișul ăsta, în pădurea asta? Dar nici n-aveau cum să găsească doi băieți tineri, ce să caute? S-aude bubuituri, s-aude, dar... Până aici s-aud? Da, s-aud din partea aia de la... Odessa, de la Ismail, de aici s-a auzit, să văd, a ars vreo săptămână un depozit în partea acolo. La noi, la Plaur, acolo au căzut, la noi n-au, că n-ajung aici. Doamne ferește! Dacă ajunge până aici, înseamnă că începe al treilea război. Cum a început povestea cu dronele? Păi, noi, prima dată ne-am speriat, prima dată, așa, dar după aceea ne-am obișnuit deja. Băzuitul lor cu bombardamentele care să scape de ei, de drone, mai treabă ucrainerii în ei, cu mitraliere, cu tunurile. Deci omul se obișnuiește cu orice. Păi dar ce se face? Asta este. Eu nu prea m-am speriat, dar nevastă mea ea cam s-a speriat o leacă. Așa. Dar da, s-a obișnuit. Am înțeles că anumite persoane spun că ar fi început din august dronele acestea. Da, aici e zona noastră, pe Ismail. Sigur că da. Peste casă, dar la înălțime, eu n-am văzut-o, noapte. În direcția asta. Dar o uitură la ea, ziceai că un avion din ăla cu eracții, puternic, care bără, e puternic. După 2-3 secunde, am auzit flacără,
imensă, pe flacără de așa la vreo 50 de metri înălțime și după vreo două secunde am auzit bubuitura. La periprava, cotul acum este de la mare, că pleacă la Chilia, ei trebuia să meargă peste România. Da. De-a dreptul. Dar așa, dacă de la Crimea, cred că luau pe acolo și veneau invers în coace. Dar marea teamă este cumva ca aceste, ia auziți, iar s-au sirenele. Da, da, cam aici orele lor de sirene. Aia sună, acum începe alta, mai multe. Da, încep toate în lanța. Da. Dar v-ați obișnuit. Da! Cum vă obișniți cu cilipii? Și noaptea, și ziua. Tot timpul. Și nu vă țintrează? Nu, prima dată, până să înceapă cu bubuialele lor, cu bombe în alta, ziceam că îi bagă mai mult panică în oamenii lor. Sirenele ăștia care tot timpul, au. Omul se sperie. Normal. Unde se ascundă? În ce rube? În ce subsoluri? Se ascundă și ziceam panică, dar când am început bombardeaua, mi-am dat seama și noi, stai mă, că așa, au ce face. Și nu e zi sau noapte lăsată de la Dumnezeu să aibă parte de liniște. Și ce e mai rău e că nimeni nu știe ce urmează și mai ales când se va termina toată nebunia asta. De băzit au băzit, dacă le spunea lumea că a trecut, ei îmi spunea că nu. De când se aud dronele pe aici? Țin minte, ultima dată a fost sâmbătă spre duminică, în pouă atunci, dar nu se vedeau, s-auzeau, dar nu s-au. Și cum e sunetul acela? Vâzi, ca un ventilator, băban, așa mai mare. Au trecut deasupra caselor dumneavoastră? Da, da, păi vecinul spune că deasupra lor, uite, am zis să fac asigurare de viață dintre, în care lua copiii. Asigurare contra dronelor? Păi, asigurare de viață, că nu contează, că mori pe ăsta, rămâi cotonoc. Îți dă ceva acolo. Am zis că s-au speriat și animalele. Da, păi sunt toate stresate acum. Animalele le-am aici, vacile, legate. Bubuitura mi-e mare, că spui că e cutremur, să clatină și casa. Așa simțit-o, ca pe un cutremur. Da. Dar face zgomă mare, mai ales când vine și când începe să tragă antiaeriana aia. Teroare. Nu, dar este clar. Aici avem de-a face fie cu un dispozitiv foarte mare, ori cu ceva care a căzut cu tot cu explozibil, cu întreaga încărcătură pe care o avea. Da. Toată pădurea făcea un incendiu foarte mare. Dacă nu ploua, da, a plouat. Vorbeam despre oameni în pericol, animale în pericol, vegetație distrusă, o zonă atât de frumoasă. Da. Asta a fost că a plouat. Dar oricum, cu toate cât a plouat și era umed și așa, la explozia aia, nu vedeți, a topit tot aici. De pe la porți sau din grădini, sătenii se uită lung la militarii trimiși să le facă adăposturi sau să caute dronele în pădure. Când căuta dronă, că erau o grămadă de soldați, între aia, cum era, să făcea armata, cum îmbrăcați cu șalopete dintre aia, cu cachii dintre aia, mai des, cam așa ceva. Și pe acolo boscheți, iese un rug dintre aia, murii, niște poamă dintre aia, sau cum să spun, butuji, poamă dintre aia care crește calienii, cum se dădea Tarzan. Și de aici, în loc să meargă desfășurați așa unul lângă altul, când avea cum să meargă, că erau mărăcinși ăsta, de aici mergea un șef indian după căuta dronă. Păi așa se caută o tata armată. Oricum n-au ce să facă nici băieții ăia, că dacă începe ăștia să dea cu dronul, dar nu o să prindă ăla cu sacoșa, că n-are cum. Asta se uită și el, cade pe casă, cade în partea aia, cade cu mașină. Asta este, că nu are ce să facă nici ei. Doar să stea naiba cu antiaeriana aici și să tragă, dar cum să tragă? Să tragă bine, să nu facă o altă boacără. Păi da, să ne război. Da, da, ucrainenii, când a trecut drona pe aici, ucrainenii încoace trăgea spre noi. Periculos. Da. Cortul să-i bagă pe undeva în afara comunei. Și stă cineva în corturi acolo. Da, vine, se apropie iarna. Ce plită o să bagem în corturi militare?
ne vină nouă armata aici, pentru ce să... Deci nu vă doriți asta? Nu doresc, domnule, trec copii, vede, să spie, mai ține spirii copiii întâi, vede? N-au treabă, ce treabă, cu ce mă ajută ăla pe mine, că se plimbă prin păduri sau... Și am înțeles că anumite persoane din localitate au ocazia să plece de aici. Dacă vor să plece, să plece, ce le ține, vede? Pentru ce să plec? Dar la aia, când le bubuie lângă bloc sau lângă casă, la aia ce să mai zic să arăt? Și nu mai pleacă. Vede? Hai să plec, pentru ce să plec? Povestea explozivă a dronelor îl depășește pe primar. Acesta recunoaște că se află într-o situație pe care nu și-o imagina vreodată. Asta e deja o vânzoleală internațională deja. America, Danemarca, bă, sună, vă dă telefonul și... Dar mă rog, fiecare vrea să afle realitatea, probabil de la sursă și... Cinstită, nu prea mai am timp de interviu, probabil ar trebui să, mă rog, două, trei persoane să dăm un continuu interviu, să-i mulțumim pe toți. Asta nu în glumă, vă zic. E o situație care privește, o să zic, foarte sensibilă. Vă dați seama, e de NATO, de... Lucrurile sunt foarte delicate, de-aia am și zis, e greu de gestionat. Omul s-a trezit și cu musafiri nepoftiți la ușă. Această jurnalistă a venit tocmai din Danemarca ca să documenteze subiectul pentru una dintre cele mai importante publicații din statul nordic. So there has only been a few incidences so far where the war has spilled over to the border in a NATO country. And since it is a big topic that if this war can spread and involve NATO, we find it very important when something like this happened and to look at what actually happened and can this mean an escalation. So basically that's why I'm here. I want to find out what precisely happened and also since it happened in Romania, why, you know, or how people here view it. How do you see the reactions of the people regarding these explosions, regarding the drones? I think so far I find that people are disturbed by it, but not really afraid that it will lead to war. So it's a fantastic, beautiful place. It's you have to drive pretty far to get here, obviously, but as soon as you get here, everybody's really friendly, very open, willing to talk. Mare spaimă. Deci, dacă era o distanță mai mare, poate nu eram așa de... disperiați. Și dacă ar cade o dronă în față aici, suflul ăsta de aici, îi aruncă pe toți afară. Asta este, cât de cât se protejează, dar nu este pentru un război adevărat. Fac sacrificii ca să aibă parte de carte. Noi suntem în total 7 frați. Și 4 au murit. O să te descurci în viață și fără școală? Cine ți-a zis ție asta? Fratele meu mai mare. Câți ani are? În România educată, mii de copii încă așteaptă să se sune de schimbare. Când crezi mare, să vizitezi orașele din țară și satele. Lăsăm Plauru și mergem la Grindu, o localitate aflată la doar 7 km de portul Reni, bombardat neîncetat. Aici teama e la fel de mare. Ne frică, pur și simplu ne frică. Ceea ce am văzut aseară, a fost ceva de că am zis că gata, direct vine la noi aici. Prima lovitură, în momentul când am ieșit, de acum era flacără și foarte multe reflectoare de lumină.
Această femeie nu-și mai găsește liniștea decât cu sirenele și alarmele din jur. Se teme că, dacă va fi ceva, nu-și va putea salva bărbatul bolnav, care zace la pat. Suntem la o vârstă oarecare, am moșul la pat. Fac ăla, eu o-i fugi, dar lui ce-i fac? Nu pot să o dinești noaptea din cauza bubuielilor. Din cauza fricii, din cauza... O să sară gardul și la noi. Mai de spaimă. Deci, dacă era o distanță mai mare, poate nu eram așa de... disperiați. Nu. Noi bătrâni, ca bătrâni, copchii ăștia, tineretul, ei se mai speriați ca noi. Dar ăștia care se îmbată, nu-i mai sperie dronele, nici bombardamentul. Pe ei și pe primarul localității, care ne spune senin că pune capul pe pernă fără griji și acuză autoritățile de la București că iau decizii fără noimă. În opinia mea, mai mult am speriat cetățenii. Eu, unul, n-am auzit bubuiturile, dar o alert m-a scos din mormânt. Dar cine să stea liniștit într-o atmosferă atât de tensionată? Se întreabă localnicii care nu mai știu încotro să apuce. Ministerul Apărării a venit în sprijinul lor cu adăposturi improvizate, care însă mai rău i-a intrigat pe localnici decât să-i facă să se simtă în siguranță. Dacă ar cade o dronă în față aici, suflul ăsta de aici, îi aruncă pe toți afară. Asta este, cât de cât se protejează, dar nu este pentru un război adevărat. Putea să sapă înăuntru, să face la un metru, în caz de ceva te dai drumul în groapă. Aici sunt șerpi. Ce faci? Îl pui uul ăla cu fundul în sus și pui sacii de nisip. Exact adăpostul șerpilor. Noi beciurile, dacă nu le ai betonate și sunt din pământ, nu poți să mai intri acolo de șerpărie. S-au făcut și acele adăposturi, totuși, cu adevărat, nu arată estetic. Pentru că a fost o intervenție rapidă. Oamenii s-au simțit în nesiguranță. Indiferent de aspect, vorbim de zone de siguranță care sunt mult mai sigure decât casele oamenilor. Zone făcute din beton, care vor fi protejate și unde oamenii pot să stea acolo o oră, două, până trece alarma aeriană. Ne întoarcem la Plauru, unde, până una alta, marile probleme ni le facem noi, românii, cu mâna noastră, fără ajutor de la drone. Și după cum puteți să vedeți, nu avem nevoie de drone kamikaze pentru a distruge ceva din comunitățile noastre. Așa arată o casă bătrânească din Ceatalchioi, probabil distrusă de ani întregi, abandonată nepăsare, boala noastră națională. Nea Ion are peste 3 decenii de când s-a mutat aici, în Plauru. Spune că a ales locul de dragul soției și al peisajelor, căci în rest... De ce mai are nevoie localitatea dumneavoastră? Bănuiesc că nu drona-i singura ei problemă. Noi avem de mai multe nevoi aici. De exemplu, primăria. Nu avem apă curentă. Apă se trage. Stația la 2 km jumate. Foarte stația aproape de pompare. N-au făcut. N-avem. Eu am o pompă mecanică, dar de la Dunăre bag apă în bazine. Bag apă în bazine și folosim la spălat, la cutare, chiar de băut. Noi bem apă din Dunăre. Păi, tata aia nu cred că e sănătoasă. Putem? N-am învățat de mici copii cu apa asta. Imunitate. Știu. Bem că la mal, acum trec navele, face malul că-i întinsură lungă, numai mâl. Mă topăm, bag 3 metri sorbul. Tot mâl scoate, adică apă mâl. Și o lasă la decantat. O las la bazine, se decantează. Deci dumneavoastră, oamenii de aici, din Plauru, ați devenit rezistenți precum peștii. Mai ceva. Ce spune primarul când candidează? Doamne, că trag apă, curent electric, avem curent electric. Se facă la stâlpi, iluminatul, cu tare. Și? Face? Au făcut iluminatul, dar... Unul aici, unul mai încolo, mai încolo. Pe sărit, așa. Acum. De cât timp este primar actualul? Știu e deja, cred că nu cumva asta a treia... Da. A treia mandat. Și cu atâta experiență la butoane, edilul imediat știe să găsească scuze pentru fiecare problemă în parte. Eu acum, dacă încerc să fac pe PNDL, risc un dosar penal pentru că e dublu finanțare. Iar ca să ies... Din asociația înseamnă că să superi și celelalte primării, 30 ceva de primării, că trebuie reluat proiectul de la zero. Altă variantă nu am decât să așteptăm să
Relațiile vi le dă acoasier. Dulcea. Noi, că... halucinant. Este, trăim în România. Ce să zicem? Oamenii aici, nu au apă potabilă. Nu au un mijloc de transport către Tulcea, unde se ducă să-și ia medicamente. Adică direct terestru nu au. Nu, nici naval a avut un ponton care l-a luat la reparație. Nu mai are nici pontonul. Datorită stării drumului. S-a suspendat cursa. Nu avem, practic, la ora actuală, nu există o cursă regulată pentru Ceatalchioi, Plaur, Cătlăgean, Casărcien, către Tulcea. Deci pot lua, trebuie să se ducă până la Tudor Vladimirescu, dar Tudor Vladimirescu să ia bacul. Nu-i vorba, ca să ajung la Tudor Vladimirescu trebuie să vorbească cu cineva, să-i dea o anumită sumă de bani, un prieten, ceva, deci nu există o cursă regulată. Un microbuz, un ceva. Nu există cursă regulată, da. Adică să fie. Nu avem semnal la telefon. Oamenii sunt obișnuiți să trăiască în izolare, înconjurați de ape și înnecați în promisiuni politice. Să aducă o mașină de salvare timp de noapte, oricând are nesperiat unde e un om bolnav. Unde sunt? Tocmai la Tulcea? Cu ce trece el noaptea bacul? Bacul noaptea nu circulă. Acum cu ISU, cu ăștia, pompierii care sunt cu necazul ăsta. Deci cu ocazia acestor bombardamente au venit și pompierii aici. Acum ei ne-a anunțat caz de ferească Dumnezeu să nu se întâmple așa ceva, caz de boală sau ceva, la orice oră trece bacul cu pompierii. Cât a durat bombardamentul? Dar după aceea, la revedere. Ne-am plâns noi mai mulți aici, care nu mai Plaur, și Pardina, și Chilia, și Talcioi, ne-am plâns problemele cu salvarea, problemele și cu medicamente. Dispensarul nostru aici prea puțin medicamente are. Nu are tot ce trebuie. Păi și nevoiți să plecăm la Tulcea. Autobuzul nostru avem o zi da, o zi nu. Dar numai când, dacă sunt peste 3-4 oameni, ia, dacă ieși unul sau doi, nu te ia. Păi bun, dar ați rămas cu plânsul? Sau ajutat? Atât a rămas, cu asta. Cu asta, mai ales. De câți ani plângeți după ajutor? Eu nu știu, aici din loc, din 86, să plânge lumea. Prietenoasă și relaxată. Așa e lumea în Tulcea. Odată cu militarii, iau bacul și acești civili care stau cu un singur stres în inimă. Drumul. Dronele cad pe locul 2. Ce vorbește lumea pe acolo? Ce să vorbească? De drumul. Că drumul e foarte prost. Și în primul rând nu puteam să mergem să ne facem treburile. Apoi războiul toate salariile le băgăm în mașini ca să repară mașinile. Deci nu este nevoie de un război ca să ne distrugem mașinile. Nu. Avem noi războaiele noastre, da. Administrative. Nici de cum. Nu avem nevoie de un război. Spuneți că mergem într-o pușcărie. Deci nu mergem la în delta. Deci mergem la nebuni, ca la nebuni ăsta. Acel drum. Drumul este problemă. Drumul este o mare problemă. Deci dacă ar fi, ce vă sperie mai mult? Drona sau drumul? Drum. Problema e cu greu. Drumul. Nu vrea vine, nu vine nimeni să-l facă. Asta e problema. Deci nu se mai văd numerele. Rămași în mijlocul drumului, din care se ridică praful mai sus decât dronele rusești, ne gândim încă o dată că trăim în țara în care nu mai e nevoie să ne atace nimeni, pentru că de 30 de ani ne atacă prostia și nepăsare.